scenariu, o să-l aduc pe Rareș și o să faci cuplu de ziua ta cu el și Cristian pleacă acasă. Sunt întorc din Anglia, te pup. Când merge Mariana pe plângi fraților, se compară plânsuri a lor Marine cu celor mari care își bagă în un ochi să iasă lacrimi. Bună Mariana, ești preferata mea, te pup. Ce părere ai de cuplu Andreea? Andrei aia, cei mai frumoși, frumoși, să-l tăpim la aia mare, te pup. Păi nu ai cum să-l iubești pe Cristi sau să ai sentimente pentru că când tu ești dragoste pentru Rareș. Face aia la aia, nu. Să știi că mi-aș dori să vină Rareș, ar fi un cuplu foarte frumos chiar. Mi-a fost mână de tine și mai sunt foarte frumos decât tu de trandafir, de o clipă sunteți foarte frumoși și respectos. Mulțumim! De ziua mea, 19 martie. Rareș, lasă fata în pace să fie cu Cristian. Cum am nici a luat o decizie greșită. De mă, ce mai faci cum ești? Am mâncat ceva astăzi, nici bine. Da, sunt bine, am mâncat. Tocmai ce am mâncat, privet, privet. Ești foarte frumoasă, te ador super mult. Te pup, atâta suferi un om care știe să iubească. Poate face așa cum ai făcut-o tu. Mulțumesc. A Jennifer cu fir? Da. În emisiune bungea și acum râzi falsul. Emisiunea este filmată înainte, pentru că nu sunt, noi nu filmăm în ziua în care se difuzează la TV, ca să știi. Pentru tine, așa. Ai sentimentele, ești foarte frumos. Mare sincer, există jumătatea ta. Unde e acolo deja, cred că sunt de băieți îndrăgostiți de înșurare și Cristi la gara cu ei. Totuși tu spui că nu sunt ceea ce simt Cristi pentru tine, nu? Atunci de ce ai făcut-o? Geloasă când Cristi a ieșit pe afană. Păi m-a deranjat, normal. Te mai mișca că ți-au de nașpa, dar nu mă miști. De ce te are Cristi la bloc? Întrebați-l pe el. Unde e finalul emisiunii? Nu știu. Mai e mult probabil până atunci. Păi spune lui aia că o felicit pe ea și pe Andrei pentru cuplu și că sunt super frumoși. Și eu o să-i spun. Ești foarte frumoasă, pe ce trece, mulțumesc. Ba, dar răspund la întrebările legate de aia, mai cu cel pentru totdeauna. Mulțumesc, te pup. Lasă Mariana să plece pe Cristi, asta e dacă știe de rare și rămâi cu rare și nu susțin cu Cristi să facă cupă. Bună, bună, unde te afli acum? În cameră sunt. Mereu te susțin în ceea ce faci, ești extraordinară, mulțumesc, te pup. Mă bucur pentru aia și Andrei și eu, mi-ar plăcea ca tu și Cristian să fiți împreună, dar în episod de astăzi am înțeles că nu poți obligat să iubești dacă nu poți și tu chiar nu simți nimic pentru Cristian. Că mi-este drag, dar că am încercat, dar nu s-a putut. Într-adevăr, eu decid ce este mai bine pentru mine. Da, sunt sănătoasă. Care ați plâns să-ți vedea urmărea, nu lăsați aici la inimă. Vă mulțumesc și vă lupă pe toți. Apreciez fiindcă doar o persoană curajoasă, sigur la ea, poate să îndure atât din partea altora, ești o găoaică care așa teritoriul aplauze tot estima. Mulțumesc, te pup. Spune-ne un lucru despre tine de care nu l-ai spus până acum, ceea ce ai vrea să știm despre tine. Păi cred că sunt foarte multe lucruri care nu le-am spus despre mine. În primul și în primul rând că la exterior, da, sunt o persoană puternică, dar în interiorul meu sunt o persoană foarte sensibilă. Dar am vrut eu să nu arăt oamenilor din jurul meu faptul că sunt o persoană sensibilă. Pentru că de obicei când îți arăți slăbiciunile, lumea te atacă acolo unde te dore mai tare.
te mai are la blog, Cristian? Nu cred că mă mai are la blog, doar că nu mă are la follow. Ai prea multe fiice, nu am fiice. Aparențele mai înșală câteodată. De ce nu rugați pe Cristian să nu mai tempereze pe... Se aude nașpa? Nu știu de ce se aude nașpa. Te pup, te salut. Maria, te pup. Nu te pe MUF, că are figuri în emisiune, dacă și are figuri. Da, am mai zis eu că aparențele înșeală. Până când nu cunoști persoana cu adevărat, cred că nu ar trebui să-ți dai părerea. Mai reziști între atâtea țepete certuri și nimic bun mai poți? Încerc să mai pot. Cine te înțelegi cel mai bine din casă? Madalina, aia... Mă răprinse și eu, te pup, te pup. Dragoste cu forța nu se poate, adevărat. De ce ești supărată? Da, așa sunt eu, supărată, în seara asta. Ce părere ai de cuplu Marnesc cu Maria? Nu vreau să-mi dau părerea. Aia și Andrei sunt superbi, într-adevăr. Ce m-ai întrebat de 10 ori când nu știu, bună seara, frumoasă domnișoară, bună seara, te pup. Foarte mult se urlă mai ca în sezon trecut, adevărat. Ține pentru tine. El cel puțin nu susțin de care decizie, dar ai grijă să nu fii rănită. Păi de asta m-am ferit întotdeauna, să nu fiu rănită. Și am încercat să nu-i rănesc nici pe cei din jurul meu. Mai vrea să-ți mai faci tatuaje? Da. Mariana, dacă vrei pe rare sună, el te place, dar așa cum semn de la tine, nu vrei să dai o șansă reală. De ce să-l sun? De dat sfaturi toți o putem face, dar în sufletul tău numai tu știi ce este, într-adevăr. Este foarte adevărat ce spui. Ești cea mai frumoasă din casă împreună cu Madalina, vă iubesc și vă susțin foarte mult, sper să vă luați premiul cel mare împreună. Mulțumesc frumos! Te pup! Uite, este liniștită noi femeile, așa suntem, nu vrem să ne sensibilizăm așa ușor. Într-adevăr, îți dorești copii? Da! 3. Ce fac ai tăi, cei dragi, mama, sorori, nepoți, ca dacă ai? Sunt foarte bine, am vorbit cu ele astăzi. Care a fost cel mai frumos lucru din viața ta? Momentul în care sora mea a născut-o pe nepoțica mea, pe care o iubesc foarte mult și mi-este foarte dor de ea. Bună, bună, tu chiar nu ai fițe? Păi nu am, asta am și zis. Tocmai de aceea te apreciem pentru că ești sensibilă și sinceră, mulțumesc. Ce ai schimbat la tine dacă ai putea? Din punct de vedere al caracterului, sincer, probabil aș schimba puțin faptul că sunt prea sensibilă și pun la suflet multe lucruri care n-ar trebui să le pun și îmi pasă prea mult de oamenii din jurul meu. Dar am realizat că oamenilor nu le pasă atât de mult de mine. Sincer, chiar m-ar plăcea să te văd cu Cristian împreună, dar păcat că nu se poate. Mariana nu mai plânge în emisiune, m-am săturat să plâng și eu. O să încerc să nu mai plâng. Unde stai, în București? La universitate. Cum se pare Alexandra, nu vreau să-mi dau părere. Ar fi tare, primul copil pe care îl faci curare să-i pun numele Cristi. E Cristian împreună? Nu sunt împreună. Oricum, ești nesuperioară tuturor. Mulțumesc. Ce mai frumoasă din casa puterea de Agostie. Te pup. Te-a spurat rare să ieși cu verișoare? Probabil. Că da. Salut din Republica Moldova. Te pup, Ecaterina. În ultimul timp ești cam trist. Într-adevăr, așa este. Nu-i faci papucil comunist, tu meriți un bărbat cum ești să marinesc. De cine ți-a plăcut în sezonul 1 și 2? La fete mi-a plăcut de Bianca,
pentru că a demonstrat că este o femeie puternică în ciuda tuturor lucrurilor care i s-au întâmplat și în ciuda persoanelor care au judecat-o foarte mult. Mai fi o spărată, ești o fată deosebită și extrem de frumoasă, nu lăsa pe nimeni să te supere. Mulțumesc! Ce frumoasă ești, viața mea este doar de tine, ce mai frumoasă, ce mai fericită, te ador. Să-ți protejezi inima este și asta o înțelepciune. Adevărat, Mariana, tu știi că Madalina nu are niciun copil. Mai e gene cu fir cu fir? Da, mai am. Ce figură ești că nu e nimic pentru Cristian, dar ce că dă mâna mea, că l-am fost deranjat. Da, probabil există ceva, doar că nu-mi dau seama. N-a zis că nu există nimic. Povestește-ne despre situația rară și Cristian. Zine ce s-a întâmplat în vacanța asta. Dar nu s-a întâmplat nimic. Rareș, trebuie să vin înapoi să faceți. Hai că vine dacă e.